Flotila fluvială Mihail Cogălnicianu a aniversat joi, 1 aprilie, 125 de ani de la înființarea primei structuri militare fluviale a Forțelor Navale Române. Cu această ocazie a avut loc în portul militar Brăila o festivitate militară restrânsă, în cadrul căreia locțitorul șefului statului major al apărării, general locotenent Vasile Toader, a decorat drapelul de luptă al comandamentului flotilei fluviale cu ordinul Virtutea Maritimă în grad de cavaler, cu un semn de pace pentru militari, distincție militară conferită de către președintele României în semn de apreciere a înaltului profesionalism și a rezultatelor importante obținute de-a lungul timpului de către personalul unității. Sunt deosebit de onorat să mă aflu astăzi la acest moment relevant din cronologia componentei fluviale a Forțelor Navale Române. Atingerea acestui reper temporal de 125 de ani de la înființarea Diviziei de Dunăre, ale cărei tradiții au fost preluate și continuate de comandamentul flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu. Aniversarea de astăzi a Diviziei de Dunăre este de fapt un prilej de a transmite aprecierea statului major al apărării față de un element esențial și puternic al Armatei României, comandamentul flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu, cu unitățile din compunere, Regimentul de Infanterie Marină, Divizionul de Nave Purtătoare de Artilerie, Divizionul de Vedete Fluviale și Divizionul de Nave Sprijin Logistic. Dragi colegi, dragi camarazi, stimați invitați, forțele navale continuă să planifice și să organizeze activități care structurează agenda prezentului. Acum 6 luni, cu prilejul marcării a 160 de ani de la înființarea forțelor navale, șeful statului major al apărării menționa că anul 2020 a fost anul consistenței gloriei militarilor de ieri și de astăzi ai forțelor navale. Seria de evenimente curente din întreg spectrul de misiuni și activități de instruire, dar și evocările unui trecut încărcat de eroism au făcut ca anul 2020 să păstreze amintirea brizei hotarelor de ape ale țării. Complexitatea și importanța evenimentelor ce au loc în regiunea Mării Negre, prezența substanțială a navelor aliate în acvatoriu mării, sunt indicatori ai relevanței strategice a acestei regiuni, care include și hotarele Dunării și ale Deltei Dunăre, aceste nestemate naturale ale României. Tocmai faptele de glorie ale înaintașilor noștri la Dunăre au făcut ca Marina Militare să-și identifice izvoarele istorice în acțiuni de apărare duse de pe navele muntene și moldovene în fața acelor forțe inamice care au forțat trecerea fluviului. Principalul reper istoric și motivul sărbătorii noastre de astăzi le reprezintă așa după cum a mai fost spus anul 1896, anul în care regele Carol I a promulgat înaltul decret numărul 1093 pentru organizarea flotilei și instrucțiunile pentru punerea în aplicare, documente prin care se înființa Divizia de Dunăre. La data de 1 aprilie 1896 a intrat în vigoare tabloul de repartizare a ofițerilor flotilei de corpuri și servicii, care stabilea primul stat de organizare al Diviziei de Dunăre. Cu profesionalism, devotament și spirit de sacrificiu, marinarii militari la fluviu s-au implicat în momentele cruciale din istoria țării, războiul de independență din 1807-1878, războaiele balcanice din 1913, primul și cel de-al doilea război mondial. Astăzi, în vederea asigurării securității zonei de responsabilitate fluvială și lagunară și pentru menținerea libertății de navigație pe Dunăre, comandamentul flotilei fluviale și unitățile subordonate execută misiuni de descurajare a acțiunilor ilegale pe fluviu, având o prezență activă în raioanele fluviale și terestre și pe rutele fluviale de risc ridicat. Prin tot ceea ce au făcut de-a lungul vremii, dar mai ales prin ceea ce fac în prezent, marinarii militari dovedesc că sunt la înălțimea exigențelor și că pot contribui la menținerea unui climat de securitate și încredere pe fluviu și în zona lagunară. Apreciez eforturile pe care dumneavoastră,
Marinarii militari le depuneți pentru a păstra vie flacăra dragostei față de profesie și respectul pentru pavilionul tricolor și salut devotamentul cu care vă îndepliniți obligațiile profesionale. La marcarea 125 de ani de la înființarea Diviziei de Dunăre, vă adresez sincere felicitări, vă doresc sănătate și succes în activitate. Dragi camarazi, vânt bun din pupa și bun cart înainte. La mulți ani! Astăzi, 1 aprilie 2021, avem onoarea de a participa aici, în Brăila, un oraș cu importantă rezonanță în istoria forțelor navale române, la ceremonialul dedicat aniversării a 125 de ani de existență a uneia dintre unitățile cele mai reprezentative ale Marinei Militare. Structură de comandă de nivel mare unitate, Comandamentul Flotilei Fluviale Mihail Cogălnicianu, cu acest nume sau sub alte denumiri, a avut și are un rol deosebit în susținerea valorilor și tradițiilor marinărești, în apărarea fruntarilor de apă ale României și în promovarea intereselor naționale în zona noastră de responsabilitate. Pe fluviu, în delta Dunării sau pe uscat, în țară sau în străinătate, marinarii fluviali și infanteriștii marini și-au adus întotdeauna și pe deplin contribuția la îndeplinirea misiunilor de bază ale forțelor navale ale României, uneori chiar cu prețul vieții. Faptele lor de arme sau în sprijinul populației civile au demonstrat devotament, pasiune și iubire față de țară și de semeni, răspunzând mereu prezent atunci când a fost nevoie. Tocmai de aceea consider că este o datorie de onoare pentru noi, cei de astăzi, să aducem un pios omagiu celor care prin eroismul și spiritul lor de sacrificiu au intrat în istorie și ne sunt exemplu. Comandamentul Flotilei Fluviale se prezintă astăzi ca o structură modernă, capabilă să conducă misiuni și exerciții de mare anvergură la înalte standarde naționale și internaționale. Fără îndoială, resursa principală este resursa umană, fără de care nu se poate face performanță. Flotila fluvială a avut și are oameni de mare calitate, caracterizați în tot ceea ce fac de profesionalism și dedicare, calități față de care nu se poate realiza, fără de care nu se poate realiza performanță. Dragi camarazi din cadrul Flotilei Fluviale, dăruirea dumneavoastră și competența profesională demonstrate pe timpul planificării și executării activităților specifice, fie că a fost vorba de serviciu de luptă permanent, misiuni interne și internaționale, exerciții naționale, bilaterale sau desfășurate în cadrul aliat, fac ca flotila fluvială să se prezinte astăzi ca o structură adaptată la noile condiții ale mediului operațional și în măsură să-și îndeplinească cu succes misiunile primite. Doresc să vă asigur că eforturile dumneavoastră, în special cele depuse în condițiile date de pandemia COVID-19, sunt cunoscute și recunoscute la nivelul echipei de comandă a Statului Major al Forțelor Navale și că nevoile dumneavoastră sunt permanent în atenția noastră. Prin obiectivele curente și viitoare pe care ni le-am stabilit la nivelul Forțelor Navale Române, dorim să asigurăm executarea în siguranță a tuturor misiunilor și angajamentelor asumate, îmbunătățirea condițiilor de instruire și de trai, alături de modernizarea și înzestrarea forțelor noastre și, drept dovadă, în sprijinul acestor afirmații, doresc să menționez aici lucrările în curs de execuție la clădirea Comandamentului Flotilei Fluviale și activitățile de modernizare a monitoarelor executate în șantierul SC Dunav SRL Brăila. În încheiere, cu prilejul sărbătoririi a 125 de ani de frumoase și bogate tradiții, doresc să vă asigur de întreaga mea considerație, să vă urez succes în îndeplinirea obiectivelor propuse, sănătate și putere de muncă, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, celor dragi dumneavoastră. Ca mare unitate moștenitoare a Diviziei de Dunăre, deosebită importanță în devenirea istorică a forțelor navale române, flotila fluvială reprezintă rodul muncii jertfei înaintașilor care prin sacrificiu suprem au consfințit în războiul de independență, războaiele balcanice,
primul și cel de-al doilea război mondial, neatârnarea și libertatea neamului românesc. Este o datorie de onoare de a evoca chiar și în puține cuvinte astăzi eroismul și tributul de sânge al acestora. La moment aniversar, flotila fluvială, structură de bază a forțelor navale române, dispunând de un corp de cadre capabil să-și îndeplinească misiunile specifice și de soldați și gradați profesioniști instruiți, toți acționând conform standardelor actuale, asigură prezența navelor și a infanteriei marine pe fluviu și în teren, în concordanță cu programele de instruire proprii și cu angajamentele internaționale asumate. Succesul acestor misiuni a fost și continuă să fie posibil datorită înaltului profesionalism, pasiunii, muncii asidui a personalului care a încadrat sau încadrează structurile flotilei. Decorarea drapelului de luptă al comandamentului flotilei reprezintă un moment foarte important pentru noi. Suntem extrem de onorați pentru cinstea de a fi recunoscute lucrurile deosebite pe care înaintașii noștri le-au făcut și pe care noi, cei de față, încercăm să le continuăm și să le ridicăm la noi standard. Dragi camarazi, în această zi de sărbătoare vreau să aduc mulțumiri tuturor celor care au slujit și slujesc în această structură importantă a forțelor navale române pentru eforturile depuse, pentru ca numele flotilei fluviale să fie dus mai departe cu cinste și mândrie. La mulți ani, flotila fluvială, bun card înainte! Am onoarea să vă salut! La acest aniversar, șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panaici, și comandantul flotilei fluviale, contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan, au acordat o serie de distincții militare, medalii și plachete aniversare persoanelor care au contribuit la afirmarea valorilor militare ale comandamentului flotilei fluviale. Continuatorul tradițiilor.